Stimați telespectatori și radioascultători, redactorul prezentator Andrei Bargan vă spune bun găsit la emisiunea Ora Locală. Astăzi avem o temă destul de interesantă pentru toți locuitorii și cetățenii orașului Cimișlia. Lunarul de salubrizare și amenajare a localității Cimișlia. Pentru a discuta împreună cu dumneavoastră această situație, această chestiune, am invitat în studio pe Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia. Bine ați venit, domnul Răileanu! Mulțumesc pentru invitație! Ion Cebanu, consilier al orașului Cimișlia. Bine ați venit, Ion! Bună seara, mulțumim de invitație! Sergiu Andronachi, manager șef al întreprinderii Servicii Publice Cimișlia. Bună seara! Și Pavel Cazacu este șeful serviciului salubrizare, amenajare și spații verzi a orașului Cimișlia. Mulțumesc de invitație, bună seara! Bună seara! Stimați telespectatori, în fiecare an și în fiecare primăvară, înainte de sărbătorile de Paști, se anunță lunarul de salubrizare, amenajare și înverzire a plaiului nostru, a localităților. Iată că suntem la această situație și în acest an. Îl rog pe domnul primar de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, să ne spună dacă astfel de lunar se va demara și în orașul Cimișlia și cam ce prevede în acest an, această acțiune. Iar pe urmă vom oferi cuvântul fiecărui din invitați să ne spună care sunt sarcinile pentru a face orașul Cimișlia mai curat, mai salubru, mai amenajat și mai verde. Domnul primar, aveți cuvântul. În primul rând aș vrea să repet ceea ce a spus dumneavoastră, că în fiecare an vine primăvara, vine mai devreme ori mai târziu. Eu am trăit într-o zonă unde primăvara venea foarte târziu, la sfârșitul mai, și durea doar vreo câteva zile, imediat începea vara. În fiecare an noi ne pregătim către primăvară, elaborăm niște planuri, mobilizăm niște mijloace ca să executăm lucrări care mai apoi să începe altceva de făcut. Și dacă nu faci la timp ceva, iarăși localitatea arată destul de urât. Anul acesta, ca și în anii precedenți, anunțăm bilunarul de... În unii ani am anunțat lunar, anul ăsta anunțăm bilunar, cu toate că ne-am convins că toate lucrările se fac în prima lună, atunci se sădesc pomii, atunci se evacuează cea mai mare cantitate de deșeuri, atunci se face aproape tot ce urmează cu implicarea cetățenilor și cu implicarea mai masivă a întreprinderilor, organizațiilor. Noi continuăm acest lucru din îngrijirea orașului anul împrejur. Și astăzi am invitat, că de fapt noi plătim această oră, să știe lumea, am invitat în mod special un domn consilier, membru Comisiei pentru Urbanism și Agricultură, pe domnul director al întreprinderii municipale. Dumnealui preferă să numească manager șef. N-are importanță numele. Și pe domnul Pavel Cazacu, care conduce o brigadă nu prea mare, care este încă destul de slab dotată, dar se ocupă cu salubrizarea, îngrijirea, și apropo, odată cu implicarea lui în această activitate, s-a schimbat puțin și centrul orașului și chiar atitudinea față de oamenii care lucrează în acest domeniu. Eu am speranța că vom reuși astăzi să dezvoltăm tema. Anul acesta avem un specific, sărbătorile de Paște vin cu mult mai devreme, pe data de 8 aprilie sărbătorim Paștele. Avem mai puțin timp la dispoziție, am urmărit meteo, prognoza și am înțeles că mai avem în față vreo 10 zile când va fi chiar ger, vor fi 11-15 grade, cu toate că sper că poate să schimbă direcția vântului dinspre sud și atunci poate fi altă situație. Dar oricum primăvara va veni. Primăvara va veni, inevitabil. Poate pur și simplu să scurteze perioada de până la Paște, când noi vom avea posibilitatea de a ne implica activ. Și aș vrea, la început, să spun câteva lucruri, că am avut situații, anii trecuți, chiar special am urmărit, sâmbătă seara, chiar când s-a întunecat deja, m-am inspectat orașul în ce stare s-a ajuns la sărbătorii de Paști și am fost îngrozit că toate tomberoanele, toate platformele erau pline cu gunoi, cu toate că serviciul, întreprinderea municipală, Servicii Publice Cimișlia, a evacuat deșeurile până sâmbătă, până după masă.
Dar foarte mulți gospodari au lăsat totul pentru sfârșitul zilei și am întâlnit sărbătorile de Paști cu tomberoanele pline, cu gunoi alături, cu mâță și câini în preajma acestor containere. Un dezastru. Eu sper că anul acesta ne vom mobiliza mai pilduitor și ne vom pregăti de către aceste sărbători mai bine. Mulțumim, domnul primar. Amintim telespectatorilor și radioascultătorilor care ne urmăresc și celor de pe Facebook și pe toate direcțiile, puteți adresa și întrebări la telefonul 0241 26060. Este un telefon, deci, gratis, fără taxă, și pot adresa întrebări la tema noastră, salubrizarea și amenajarea orașului Cimișlia. Domnule Pavel Cazacu, s-a spus despre dumneavoastră câteva cuvinte, ne faceți așa ca o introducere, ce reprezintă serviciul dumneavoastră și câteva aspecte din activitate și probleme întâmpinați. Pe urmă vom discuta la concret. Poate. Mulțumesc. Serviciul salubrizare și amenajare a primăriei se ocupă cu curățenia în oraș. Înseamnă că noi de la ora 6 până la ora 9 ne ocupăm cu măturatul, după ora 6 facem prin parcuri, prin curățenie prin parcuri, facem prin unii necesar, unii sunt, avem sectoare care nu sunt ocupate de oameni, că suntem numai 6 oameni, dar de toate la noi sunt 9 sectoare și 6 parcuri și monumente. Și atunci și monumentele și parcurile facem curățenie și prin trânsele și în timpul amul de primăvară, ia ca ne ocupăm cu curățatul sub bardura glodului, să grămădie o grămadă de glod și mai curățăm pomii, mai curățăm trandafiri, avem ia ca cum curățăm și... Asta sunt acum activitățile? Activitățile astea. Pe urmă vine primăvara, vine repede, începem cu cosutul, prin parcuri, pe marginile drumului, pe... Avem peste toate, pe unii mai trebuie necesar, că mai sunt, apar buruienii de astea care de carantină, ca Povilica, Aronia și ne ocupăm și prin râp și prin unii sunt așa... Da, mai are încă plantatul florilor, a plantat florilor, îngrijirelor, îngrijirea, prășitul, da. Greblatul. Anul acesta s-a montat o seră unde sper că vom reuși, poate să creștem. Vrem să avem flori care tot anul să le putem schimba după sezon. Am văzut că aveți echipament, haine, un tractoraș. Sunt foarte slab echipați, sunt disciplinați. Acum procurăm un tractor, sper că vom cumpăra și o remorcă și o cositoare. Și chiar aș vrea să mă adresez către cetățeni, cine are o remorcă cu osie și cu frâne, noi dorim să cumpărăm așa o remorcă, chiar dacă nu are numere, cred că rezolvăm această întrebare. Mulțumim, vom reveni la activitatea echipei sau serviciului de salubrizare și înverzire condus de domnul Pavel Cazacu. Iar acum aș vrea câteva cuvinte să ne spune Ion Cebanu, consilier, să ne spună cum văd consilierii pregătirea orașului către perioada de Paște, de Paștele Blajenilor, cum ieșim în primăvară și ce pot ei face pentru a face un oraș mai curat. Deci, ca consilier în calitate de consilier în Consiliul Orășănesc, în echipa de... Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism și Agricultură, toate cele care parvin la noi în comisie, ne stăruim să ieșim la fața locului, să le, împreună cu specialiștii primăriei, să le aducem la bun sfârșit, să luăm măsurile respective. Mai departe mergem în măsura care a fost. Vreau să vin, revenim la asta mai târziu, ceea ce ne privede pregătirea de către sărbătorile Paște, dar vreau să aduc aminte de deoarece se apropie deja primăvara, dar nu s-a aplicat încă în toată legea, este inundația de primăvara trecută, care mulți cetățeni au de suferit, dar încă mulți nu și-au dat seama consecințele acestor consecințe, care au fost cetățeni care au de pătimit, dar alții, nici la ziua de astăzi, continuă pe malul acestui pereu care parcurge prin Cimișlia, depunerea
toate resturilor la animale, crengilor și tot așa mai departe, care la un moment dat va stopa iarăși apa și vor fi inundații. Sperăm că va fi o primăvară, poate nu atât de severă cum a fost anul trecut, dar totuși aducem la cunoștința cetățenilor să fie mai conștiincioși, să dăm ca cetățean să participe la amenajarea, da, că asta tot ține de amenajarea orășelului, pentru că multe case au fost inundate grav. Am mers la acel moment, am fost în comisie, care am fost martor tuturor acelor probleme care au fost, da. Într-adevăr, după 24 aprilie, anul trecut... Eu, dacă îmi permiteți, domnul Ciobanu a fost cel mai activ consilier care ne-a ajutat în inspectarea acestor case, atribuie, da, aprecierea pagubei. Și, într-adevăr, acum trebuie să ne folosim de moment să scoatem din oraș toate gunoaiele care s-au adunat iarna, pentru că s-au adunat, dar trebuie să fie o ordine în care eliminăm și aceste gunoaie și cred că ne vom expune, poate, da, chiar și domnul și gunoaie și sticle de plastic, pe aceste râuri, da. Multe, ele se bat toate trecerile. Acum aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Sergiu Andronachi. Și nu întâmplător l-am lăsat așa la desert, la sfârșit, fiindcă el astăzi o să aibă mult, poate, și de răspuns, dar din simplu motiv că Sergiu este conducător nou la servicii publice, deja poate mai mult de 80% din cetățenii îl cunosc, alții poate din partea că le-a făcut observații, alții că, mă rog, i-a ajutat să rezolve problemele. Și aș vrea să ne spui, Sergiu, cum începi această activitate, deja cât lucrezi și cum ți se pare, deci se poate orașul de scos și din gunoi, gunoiștile, de soluționat problema și alte probleme care apar cu apeductul, cu, mă rog, cu rupturi, cu fiecare zi lucrează. Cred că ar trebui de început cu aceea că dumneavoastră lucrează de 2 luni jumătate, da? Da, dar toate întrebările le dăm lui. Dar nu are când să joace, să antreneze la... Poftim, Sergiu Andronachi. Deci, stimați telespectatori, radioascultători, utilizatori ai paginii de Facebook, vreau să spun că am început activitatea, cum a spus și domnul primar, de circa 2 luni jumate, însă o funcție destul de responsabilă, în care acum de la începutul anului a mai venit și piața alimentară și deschidem deja, cu Doamne ajută, și parcul industrial. Am pornit linia de brichetare, mai avem răspundere și cimitirul orășenesc, apa, canalizarea, deșeurile. Practic, vă dați seama, sunt cele mai dificile sectoare, de fapt toate sectoarele orașului Cimișlia, destul de responsabile, și când am acceptat această funcție, am zis că eu vin în această funcție împreună cu cetățenii, cu Consiliul Orășenesc, cu administrația primăriei, ca să hotărâm această întrebare, să punem umăr la umăr, ca să fie și nou plăcut să locuim în acest oraș. Când am fost selectat la concurs ca să fiu manager, deci au fost și de la administrația primăriei, circa 7 sau 8 consilieri, am un plan de dezvoltare a acestei întreprinderi, scris pe vreo 100 de puncte, numai pe apă, pe ce ține de salubrizarea orașului sau evacuarea și gestionarea deșeurilor. Încă nu am reușit să le spun atunci la concurs, însă sunt foarte, foarte multe. Cu părere de rău, întreprinderea chiar la moment am luat-o cu datorii mari, cu toate că au fost scoase mai mult de jumate din aceste datorii de către colegul meu, inginerul șef, care la moment Fiodor Țurcan. Și la moment suntem plini de datorii, avem circa 1 milion de lei acoperind toate datoriile. Este destul, dar eu sunt luptător și mulțumesc că mă ține și Consiliul, și domnul primar, și viceprimarii. Și nu am nicio întrebare niciodată să ne închidă ușa cei de la primărie, întotdeauna mă ajută. Deci chiar cred că se poate de reușit, iar ceea ce a spus dumneavoastră,
dacă putem reuși în lume, în lumea asta totul se poate de reușit. Dacă vrei să te apuci să construiești un avion, și avionul îl construiești, numai să vrei. Așa și noi, cu echipa s-a mai mulțit datorită faptului că a venit și piața alimentară, noi am mai angajat și alți oameni, avem circa 80 de lucrători, avem sectoarele care le-am spus, fiecare repartizat pe sectorul dat. Ei sunt și ei motivați, salariile nu prea sunt mari rețineri la salarii, circa o lună jumate la reținerea de salarii. Și cred că asta e un moment și le-am promis, chiar astăzi am avut adunarea lunară cu toți lucrătorii, angajați întreprinderii, și le-am zis că o să fie și remunerați în cazul în care o să implice cât mai mult și cei mai buni lucrători o să fie premiați. Da, mulțumim, Sergiu, într-adevăr s-a făcut mult, chiar și mă bucură optimist. Se simte suflul acesta și ești determinat să faci, să-ți ajute Dumnezeu, împreună cu toți colegii și cu echipa care este. Dar să încercăm astăzi să vorbim, nu special de probleme, dar să vedem cum le depășim și poate ne sugerează și niște soluții și cetățenii și cum împreună, cot la cot, umăr la umăr, să facem orașul să fie mai amenajat, mai verde și, eu știu, mai salubru într-un fel. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să trecem la miezul problemei, da, poftim, ca să economisim din timp, da. Că am spus telespectatorilor că noi am plătit muzica. Întreprinderea municipală încet, încet își revine, de la 2 milioane de lei de datorii au ajuns la 1 milion și sper că anul acesta vom reuși să ieșim din probleme. Dar avem altă problemă, tehnica foarte veche, foarte rea, nu-i modernă, iese din funcție permanent și trebuie să cumpărăm mijloace tehnice. Chiar acum s-a anunțat odată concursul, cred că o să-l repetați, să cumpărați un tractor, dacă o să fie posibil încă unul. Mai vedem ce mai trebuie și nu avem turn, nu avem grader, buldozer. Așa că avem ce procura, mai avem de modernizat liniile de conductele de furnizare a apei potabile, dar vreau să spun că cea mai grea problemă pentru dânsii acum este salubrizarea. Îi trage ca o piatră de moară la gât, la fund, îi trage salubrizarea și este regretabil faptul că s-ar fi putut de merge fără pierderi, cel puțin în acest domeniu. Dar cetățenii ne provoacă, prin înțelegerea lor, ne provoacă probleme foarte grave. Care sunt aceste probleme? Cred că o să expună și domnul director, dar eu le cunosc, ele nu sunt de azi, de ieri. Faptul că aduc tot ce pot trăi la containere, pun în saci. Încă o dată am să repet, chiar mă mir câteodată, văd la poartă la oameni 7, 8, 9 saci de gunoi. Și 12. Cum pot îi produce atâta gunoi? Și este o mașină de produs gunoi. Și bagă în saci ăștia tot ce iese de la vite, tot ce resturile vegetale din grădină, prășit sau s-au adunat iarna, ciocleș, râpcă, iată acum o scureță, totul scot, materiale de construcție au făcut reparații, cenușă, bălegar. Și ne provoacă o sporire a cantității de deșeuri evacuate de 3, 4, 5, 10 ori. Asta înseamnă că avem de 10 ori mai multe cheltuieli la motorină, la combustibil. Nu rezist hamalei care pleacă, mulți pleacă. Pe urmă ne ținem de cei, poate unii dintre ei și mai sunt, au defecte, dar îi ținem, reușim să îi menținem acolo. Și iată acum tocmai suntem la momentul cel mai potrivit, când trebuie să înțelegem cu cetățenii că sunt solidari cu noi, vor ca orașul să fie salubru și să ne ajute să ținem pe linie de plutire întreprinderea. Să ne ajute să ieșim din această criză financiară și să ieșim chiar cu posibilitatea de a înnoi ceva din tehnică. Cred că este o sarcină destul de grea pentru noi și destul de ușoară pentru cetățeni. La urmă urmei, întreprinderea prestează servicii de evacuare deșeurilor nemenajere sau nemunicipale, așa? Deșeuri de construcție s-ar putea depus la dispoziție
tehnică. În privința deșeurilor vegetale, noi am vorbit de mai multe ori că vom face un loc special unde vom căra resturi de frunze, crengi, bălegar și așa mai departe pentru compostare. Iată, acum vom încerca cumva să separăm aceste două. Primar, la noi în Cimișiria se strânge deșeurile, deci în saci, în saci, în pungi de polietilen. Cum se mai strâng? Deci, în containere. În containere. Pubele, lângă containere. Lângă containere, grămeți. Deci, lângă poate de aici să platformă. Începem, da. Să uniformizăm într-un fel sau... Dați-mi voie puțin să mai vorbesc. Da, vă rog. O să vorbească domnul director și cred că nu-i unica întâlnire cu telespectatorii, radioascultătorii, dar vreau să spun un specific anul acesta. Anul trecut, de la 1 aprilie, noi am primit dreptul de a constata contravenție și aplica amenzi. Am avut niște probleme tehnice până am editat formularul procesului verbal, am mai făcut niște instruiri și anul trecut n-am aplicat încă, nici unul cetățean din orașul Cimișiria nu i-am aplicat amenzi. Anul acesta vom aplica, am elaborat o dispoziție, am aprobat-o, am semnat-o, prin care am întărit specialiștii pe diferite sectoare de drumuri și i-am înzestrat cu dreptul de a constata contravențele. Au aceste drepturi și specialiștii întreprinderii municipale. Vreau să spun de la bun început că nu vom aplica pe larg aceste măsuri de amendare, cu toate că ele ar contribui la bugetul orașului, ar veni niște bani, dar din așa, pe sectoare, pe cei mai insistenți care încalcă regulile de salubrizare, cred că o să-i pedepsim. Am aici în fața mea lista specialiștilor, pe ce străzi, cine va fi. În rece cine este pe acolo? Păi sunt mai mulți. Când îi locuiesc, știu. Pe strada Matale? Porumbesc cu Ovidiu pe acolo, pe la Iorga. Ca regulă sunt numiți acei care și locuiesc în această zonă, iată. Rece este Dorlescu Ana, specialist funciar Rusu Anastasia, secretarul orașului. Adică ar putea trece prin, pe străzi și face proces verbal. Da, au tot dreptul și o să fac acest lucru, că eu am să verific, am să cer de la dânsii. De la început cred că o să meargă cu juristul ca să întocmească corect, să înveți să întocmească corect juridic acest proces verbal. De ce spun așa? Pentru că mie mi-au făcut mai mulți constatatori procese verbale și le-am câștigat în instanța de judecată, pentru că au făcut greșeli în întocmirea lui. Dar cunoaștem toate defectele posibile și le vom întocmi așa cum scuvine. Așa că acesta este specific. Eu n-aș dori până la Paște să... să ne certăm cu unii cetățeni, să stricăm dispoziția, o să-i avertizăm. Dar după sărbătorile Paște, în mod obligatoriu, voi insista ca să ne practicăm cel puțin pe acest domeniu și vreau să spun că după Paște, până la Paște, după Paște, vom avea o sesiune unde vom completa regulile de gospodărere. Ele au fost elaborate atunci când nu am avut acest drept de aplicare a amenzilor, acum vor fi completate, acolo vor figura mai multe domenii, sunt propuneri de la domnul Andronache, care deja a intrat în curs, sunt foarte bucuros că rapid a intrat în miezul problemelor. Și domn primar, un cetățean înainte de emisiune ne-a adresat o întrebare insistent. A spus că vorbiți, vă rog, despre această chestiune. Deci să recunoaștem că a fost o greșeală când s-au făcut platforme este de gunoi lângă casele obișnuite pe pământ. Adică, bine, întrebarea e clară. Da, fiindcă au spus clară. Că au făcut câte o gunoiște mică în fiecare mahală, că acolo aruncă. Întrebarea e clară și aici sunt două persoane care au participat la elaborarea acestui concept. În 2009, da? 10. 2010. Cred că noi împreună cu domnul Andronache, eu lucram la primărie, dumnealui la Agenția Dezvoltare Regională Sud, noi am participat la elaborarea unui concept, era pusă problema unui concurs de idei, cum să salubrizăm regiunea de sud și atunci a fost elaborat așa un concept că s-ar fi putut de amplasa în diferite zone orașului platforme. Am văzut acest lucru la Leova, era promovat de Uniunea Europeană foarte pe larg, în alte localități. Și atunci a fost elaborat așa un concept,
conform acestui concept, care a fost destul de defectuos, cu defecte dus la realizare. Da, pe urmă a dispărut antreprenorul care trebuia să reconstruiască. Au fost o epopee întreagă. Dar până la urmă s-au făcut 50 de platforme în oraș. Ele au fost elaborat un studiu, amplasate în diferite zone orașului, cu participarea arhitectului, specialiștilor, consiliului. Dar se vede că nu am ținut cont suficient de bine de nivelul de cultură a populației orașului Cimișlie, poate a întregii Republicii Moldova, de cultura agricolă, cultura vieții, pentru că până acum, de fapt, moldovenii aruncau totul prin prejur și putreze. Nu, majoritatea, nu vorbesc, erau oameni foarte gospodari care făceau compost, diferite... Dar nu erau nici atâtea deșeuri. Utilizări, dar nu erau. Și nici nu erau atâtea deșeuri, nu era așa structura deșeurilor. Și iată, noi am instalat aceste platforme, le-am utilat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, le-am utilat cu containere. Și oamenii, am petrecut și instruiri și prin școli și peste tot, dar cetățenii s-au bucurat că ele sunt și au început a căra acolo tot ce vedeți acum. Iată, dacă oricine știe ce este la dânsele. Și am ajuns la ce? Că lumea deja ne critică că în loc de o gunoiște avem vreo 50 de gunoiști. 50, da. Noi în perioada înainte de instalarea acestor platforme am avut vreo 50 de hectare de pământ prin prejurul orașului poluat cu gunoi. Acum s-a diminuat aceste suprafețe, dar a trecut în oraș. Iată, acum aceste platforme servesc ca sursă de deranj a populației. Și deja de mai mulți ani noi am început să le reducem numărul. Le scoatem. Unde, de ce le scoatem? Pentru că în multe locuri se dublează lucrul nostru. Noi acum urmărim fiecare mililitru de motorină, pe unii merge tractorul, cum merge, dacă merge două ori prin același loc, dacă merge odată tractorul și odată automobilul. Și am găsit de cuvință că o să mergem cu automobilul și cu tractoarele, nu mai folosim în zonele rezidențiale cu un etaj, nu mai folosim aceste platforme, vom merge pe stradă și vom colecta aceste mijloace. Poate vom reveni la clopoțelul celălalt care a fost cândva, poate vom avea vreun semnal la automobil ca lumea să înțeleagă când... Poate vom găsi un mijloc, cea mai mare problemă este mijlocul de comunicare cu cetățenii ca să-i preîntâmpine să scoată gunoiul. Că sunt situații când au plouat și dacă mergem cu tractorul pe aceste străzi, noi le distrugem complet. Ținem două zile, trei, și nu mergem atunci, pe urmă de acum nu știi când să mergi, oamenii nu știu când să scoată gunoiile. Doar ca o completare, domn primar. Aici, comunicarea cu cetățenii, de fapt... Aș spune că un pic s-a îmbunătățit datorită faptului că am lansat pe pagina de Facebook întreprinderea municipală Servicii Publici Cimișlia. Foarte mult am impact acestei pagini, circa 2000 de persoane. Iar ce ține de ce spuneați cu platformele, într-adevăr, noi ar fi bine ele vor rămâne în zonele multietajate. O să le dotăm, o să le facem gard, ca să nu fie împrășteat de câini, de mâță și de alte animale. Eu cred că ceea ce spuneați dumneavoastră cu clopoțel sau cu... Nu știu, eu foarte mult îmi doresc. Acum s-a ieșit din reparații, cred că în două zile, a fost într-o reparație capitală tractorul T40, am reparat T25, acum trebuie să-l reparăm și în TZ80 și o să avem grafic deja stabilit, clar, când fiecare zi, pe care stradă trece, să știi și atunci să nu... În afară de ploaie. Da, iată, acum a mai apărut o problemă că unii cetățeni nu vor să intre când este noroi, alții îi spun, da și el a scos speciala, lasă-l să intre. Și iată aici eu aș dori ca cetățenii să facă o adunare pe strada lor, fiecare spun, uite când e glod, am sunat, de exemplu, când e noroi, am sunat, nu vine scăpăm tractor. Scăpăm o săptămână. Da, scăpăm până că nu e atât, nu-i tot timpul noroi și într-adevăr drumul sfărâmă, după asta spune că, uite ce drum avem în orașul nostru. Pentru că tractorul astăzi a fost într-o mahalau, ne-a spus că veniți și luați gunoi. Când l-am dus,
am chemat și excavator să-l scoată din noroi. Deci este o situație destul de dificilă. Cetățenii pe o stradă trebuie să ajungă ei la un consens și să ne spui. Pentru noi e cu mult mai bine să așteptăm până iese când într-o săptămână, de exemplu, nu se mai adună cel gunoi cât... Deci eu aș vrea să adaug că noi o să întreprindem niște măsuri cu drumurile. Puțin, avem deja o mică parte de finanțare din fondul rutier, da? Și încet, încet o să procurăm și pietriș unde o să putem o să asfaltăm. Anul acesta era o programă în fiecare localitate, câte 1 milion de lei. Cu părere de rău, când a apărut hotărârea de guvern și nouă ne-au spus că o să fie și în Bogdanovca, nouă și veche și în Dimitrovca și în Cimișleu 1,5 milioane. Și când a apărut hotărârea de guvern, a rămas numai Bogdanovca veche. Dar astăzi am avut o discuție cu președintele raionului și Dumnezeu mi-a promis că o să pun în fața Consiliului Raional întrebarea să ne compenseze cu o sumă acolo. Nu e atât de mare, dar este important pentru noi și poate contribuim la aceea că să facem drumurile să nu... Da, drumurile sunt arterele principale. Vreau să amintesc telespectatorilor că pot adresa la telefon 26060 în direct. Vă rog să verificați telefonul, să verificați dacă puteți să ne contactați și să adresați întrebări acum și nu la sfârșitul emisiunii, că nu putem deja închide emisiunea. Domnul Pavel Cazacu, spuneau aici că pe străzile desfundate, mai la periferie, e greu. Cum e cu gunoiul, cu amenajarea, cu înverzirea aici în centru, în parc, pe lângă clădirile de stat? Aici e mai centru. Da, ar fi bine să spună cam și ar vrea el să spună cetățenii. Da, vă rog. Să spun. Noi sunt cum? Acum noi, pe măsură posibilități, unii noi și la noi, prin parcuri, tot mai este glod. Mai greblăm... Facem, de primăvară noi suntem de acum gătiți, vopseaua pentru trecere de pietoni e adusă, var s-a procurat, inventar și trebuie să o procurat, așteptăm numai să vie vremea. Dar la cetățeni aș adresa că ia ca chiar și aici cu mașinile vin, nu pun mașina o leacă mai departe de Bărdor, să pun lângă Bărdor și calcă și prin clumbile de flori și am face acolo o cașă de astea. Vara mai ales, după aceea am pus flori, tot așa. Dau aproape și din mașină drept... Când coboară de mașină, calcă drept în gazon. Clumba așa de flori. Și ia ca apare primăvara, se curăță strada așa, Eminescu, strada Vasile Alexandrie, se curăță de pe rozele, de cum trandafiri și se mai curăță, și se pun pe marginea drumului. Nu se duc la colonii amenajată gunoi ăștia, dar pun pe marginea drumului. Și noi, cu tractorul la serviciu public, luăm și-l plătesc primăria. În loc să fac primăria ceva, poate pentru cetățeni, poate la o grădiniță, la ceva, noi plătim tractorul și al care arendăm. Până a venit tractorul nostru, dar acum dacă a venit tractorul nostru, a să fim nevoiți. Oricum cheltuielile o să aveți. Tot ați avem, nu chiar așa de mare. Tot ați aveți cheltuielile, da. Și rănim noi, deamă cu, prin centru, pe sub Bărdură, avem motoblocul Slava Domnului și deamă facem așa o grămadă, așa, și pe urmă arendăm iar tractorul și iar. Încet, încet. Cum atitudinea cetățenilor? Au cumpărat și mașini. Vă opresc, vă salută, vă stimează, sau sunt care e grătărit, aruncă și... Le spui, dar dacă îi spui om altă, îi faci observa și reacționează cum... Da, altul știți cum... Mai ia ca chiar ieri, de pildă, trec pe sector și mă uit, cimitriul vechi. A venit cineva, nu știu cine a venit, că și-a ofertat. El a ofertat sacul, nu l-a luat sacul la tomi. Da, l-am văzut. A scarcat acolo și a doilea, doi sași, o suit cum a sus, chiar în cimitir. Ne-am dus și am luat o remorcă din motobloc, prin am luat-o. Știți, oamenii și oamenii spune, băi, dar cine pune, mă, cine, ușoarea acela e om? Un idiot. Da, zic, ăsta e om, zic, băi, Dumnezeu l-a făcut om, dar el cred că nu spartă oamenii ăștia. El și-a luat sașii și-a desartat acolo, pamper, stăt felul de astea. Dacă eu la uitați-vă, aceeași situație este și cu hamalii, care, vă spun sincer, ni cel mai tare mi-e milă de hamalii din întreprinderea noastră, de lăcătuși care lucrează nemijlocit în noroi, iar hamalii încarcă saci pe zi. Noi evacuăm cam 50 de tone evacuăm pe săptămână de deșeuri și închipuiți-vă, toate tonele astea sunt încărcate de către, în afară de cei ce se ia Ford-ul și gaz 50-30, de hamali care sunt slăbuți, nu sunt de ăștia Hercules care au 2 metri putere și încarcă în fiecare zi, practic le iese de la un hamal să încarce 2-3 tone. Vă închipuiți? Și el iese peste 2 zile.
Este inadmisibil această chestie, pentru că noi am scos tot gunoiul din ogradă, gata, eu o scurat, dar în partea asta ce ține de gard nu mă interesează. Și scot câte 19, și 19 saci au fost. Domnul și mai sunt cetățenii, mai dau o sticlă de vin, hai, ia, te rog, și, nu se poate eu așa, oameni. Eu vreau să facem un raid chiar și împreună cu televiziunea, noi am făcut cândva la început și să observa cetățenii care mai educați și care invers, fiindcă atunci când îl filmezi și când Hamalul spune, ia că uitați-vă, oameni buni, omul ăsta, ia că o trântit, ia că curge din trânsul ăsta, de la vacă, e tot gunoi de graș. Ia că asta e pământ, e plin sac cu pământ. Veniți și-l ridicați, vedeți. Și atunci... Dar pe containerile se prăbușesc roțele la containere. Mașinile, mai este o problemă foarte dificilă, acele două baruri, Caragiov și Ieminescu. Da. Mașina odată încărcată cu nămol, cu pietriș, nu putea să ridice mașina auto specială, nu putea să... Și câtă greutate avea containerul ăla. Și este... Eu nu înțeleg, pentru că noi prestăm servicii de evacuare a deșeurilor și de la cetățeni de acasă. Este prin decizia Consiliului 114 lei, cetățeanul are, de exemplu, are un metru, doi metri cub, o sunat la întreprindere, vine tractorul, s-a încărcat și a dus tractorul. Dar ei ce fac? Ei scot tot lângă platforme. Și alții care achită și care sunt conștiincioși, se supără. Și nu le convine, vă dați seama că cineva vrea într-adevăr să fie curat, dar cineva pur și simplu își bate joc pe față de întreprinderea municipală, care nu și oamenii între dânsii se înrăiesc, înțelegi? Într-adevăr, între ei se înrăiesc mai mult. Mulțumim, Ion, vreau să întreb, cândva se practica și consilierii își luau niște sectoare și se repartizau, să aibă grijă. Deci, sau... în perioada când activăm noi, în mandatul când activăm noi, păreri de rău nu a fost, dar dacă e să fie necesar, o să mergem. Și noi împreună. Ar fi mai bine repartizați. Eu pot să spun de mine anume, pentru că particip activ, că noi avem monumentul nostru și noi, de singuri, noi facem, organizăm și facem ordine noi singuri. Dar de cetățeni este sigur că este o situație foarte gravă. Ce ține de strada Eminescu, este două tomberoane mari. Apoi, săptămâna, lunea trecută, eu am fost martor ocular când autocamionul special a venit, a luat deșeurile care erau. Este o oră, jumătate de oră, o oră, când m-am ridicat înapoi, deja era și până în ziua de azi, și vița de vie, de la flori. Stimați cetățeni, toate acestea, să puteți să le scurtați, să le legați. O să fie, poate alt cetățean are nevoie să le iaie pentru foc, pentru a face ceva cu aceste resturi vegetale. Dar dacă o cunoașteți pe cel cetățean care o a dus acolo, iese din comun deja, o a dus un cadavru și l-a aruncat în fața contabilului. Cineva din dumneavoastră totuși a văzut și este de dorit. Este de dorit, dar de anunțat poliția de sector. Acest cetățean merită să fie amendat. Un cadavru de câine. Da. În toată dimineața trec copii la grădiniță, generația care crește. Noi îi educăm, toți ținem că avem copii, că trebuie să îi educăm corect. Dar cineva face așa, acel copil poate nu înțelege ce este acolo, de ce el se află anume acolo. Asta e în așa cazuri se îngroapă, dar nu se pune în fața ochilor, a copiilor și a tuturor. Toți, majoritatea din cetățeni care locuiți la sectorul Taivan, în fiecare zi, dimineața, amiază și seară, stați să așteptați microbusul rutier, ați plecați la serviciu, vă întoarceți și ați privit toată privirea. Știi ce este? Pentru mine este ieșit din comun. Cum se numește așa cetățean? Asta e... Eu aș vrea să adaug aici gunoiul care se află în capăt la strada Petru Zadnipru. Stimați cetățeni, știți cât se consumă? Acolo nu este loc autorizat pentru a depozita gunoiul. Trece tractorul pe stradă. Acum, da, să recunosc că au fost diferite probleme, că nu au fost la aceeași oră, conform graficului. Dar dumneavoastră le aruncați acolo. Cât terenul și ala de mare, e plin cu gunoi. Numai de câte ori n-am fost chiar special. Am fost cu excavatorul, pentru că acolo altfel nu poți încarci. Bani se cheltuie pe motorin, pe excavator, tractor, hamalii și tot așa mai departe. Mă duc, sun seara, era vreo ora 5-6, că era mai,
mai este gata, am făcut curat, mai este, vino și ai să vezi și ei. Când m-am dus, iar la loc toată situația asta, cât gunoi se poate. Revenim și la alte probleme. Dați un moment, domnul consilier a vorbit. Noi suntem organizatorii lunarului, să înțelegi că nu putem obliga un consilier. Primarul nu este șeful consilierilor, noi suntem în relații autonome, dar cred că ar fi, dacă dumnealor ar dori, ar putea să implice în această listă cu cine merge, pe care străzi, chiar să înțeleagă cu specialiștii. Ei nu trebuie să facă procese verbale, dar să facă cunoștință cu problemele cetățenilor, să mai întâlnesc, discută, cred că ar fi benefic. Da, amintim, suntem într-o emisiune în direct și vă rog să verificați, sunați la telefonul 26060 și adresați întrebări. Eu aș vrea o întrebare să o adresez, să primești mai mult din noi cetățenii, dar avem și noi niște păcate cu conducerea. Deci eu vreau să vă spun, Sergiu și domn primar, am fost martor la Fincom Bank, când oamenii au venit, au stat o oră în rând și când au ajuns să plătească, au zis că după oara două îi plătești și omul ăla s-a supărat. Da. Situația cu Fincom Bank a fost o neclaritate. În primul rând, la noi se virusase programa, deci a fost foarte dificil, programa fiind vechi de eliberare a chitanțelor și facturilor. Când am încheiat contractul cu Fincom Bank, la ei deja au apărut acolo o tărăgânare de vreo două săptămâni, că noi încă din februarie tot lucrăm, pentru că de la 1 martie deja am început noi a prelua plățile pe serviciu de salubrizare. După care m-au sunat, iar îmi spun că luni acum m-au sunat și îmi spun că Banca Națională a modificat, deci nu mai este filial, dar este sucursală, și a modificat iar contractul și tot așa mai departe. Eu vreau să vin, am vorbit cu domnul primar, dumnealui a dat acceptul, ceea ce cred că o să fie destul de benefic, pentru că cetățenii au posibilitatea să plătească fără ca să achite suplimentar ceva, atât apa cât și pentru evacuarea deșeurilor, la noi la întreprindere. Cu domnul primar cei ce vorbisem la ghișeu unic, până la ora 12 o să fie un casier, dar cred, o să vină casierul nostru din concediu peste două săptămâni și atunci o să poată să achite deja cetățenii aici jos. Până la acel moment o să perfectăm toate documentele, o să procurăm aparat de casă, contractul de locațiune ca să fie registrat la fisc. Totodată eu săptămâna trecută am fost la trei bănci și ca să termin gândul, la trei bănci și să poată achita cetățenii online. Eu o să public pe Facebook exact pas cu pas cum cetățenii să achite. Bine, la... Să facem comod. Comod, doar comod. Este cineva la telefon, vă rog, vă prezentați și adresați întrebarea. Da, vă rog. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Nina Cujocaru. Sunt de pe strada Lăpșneanu. Toate ulițele sunt drept, toate se fac de acolo, când se mântâi zoile și de-a vin și amâia de la Nenzavod. Când? Da, am înțeles întrebarea. Eu răspund eu. Da. Mulțumim. Deci, asta este vorba în Cogâlnic. Da. Deci, am, de când am venit în funcție, am dus câteva discuții cu domnul director de acolo. După 8 martie urma ca să instaleze o nouă o stație de preepurare cu niște filtri. Deci noi sper și dumnealui m-a asigurat că este o povară și pe spatele dumnealui și pe spatele întreprinderii și pe spatele primăriei. Într-adevăr, este o problemă acolo. Noi o să hotărâm toți trei împreună, cred că în scurt, cel mai scurt timp. Dumnealui mi-a spus că face tot posibilul, are deja proiectul. După 8 martie mi-a spus că urma să fie începute lucrările, dar nu știu din care motiv, iarăși cred că din cauza anotimpului, că ați văzut că este cam ploios. Să vă completez. Este o problemă foarte grea pentru noi. De mulți ani. Vă spun că are mai multe aspecte. Unul, că dacă luăm apele cele așa cum sunt, atunci pierde toată microflora la stația de epurare. Una. Al doilea, noi am curățit conducta pentru că cineva ne-a informat tot din specialiștii intervenției municipale că ar fi contra-înclinare. Ne-am convins că este înclinare normală și în principiu spate. Acum rămâne tot dumneavoastră să restabiliți capacele la toate gurile de
Da, de fântânile astea de vizită, cămile de vizită. Și cred că în rest suntem deja cam pregătiți să preluăm aceste da, ani. Da. Este cineva la telefon? Alo? Da, vă rog. Bună ziua. Da. Bună ziua. Eu am lucrat la Tercom. Și n-am primit salariul, aveam 4.000 ceva, fratele, și o câțiva de mii, n-am primit un salariu de undeva, aproape mai mult jumătate de ani. La Tercom, da, e și... Cum se face? Tercom. Tercom este... Tercom este. Mm-hmm. Bine, clar, întrebarea... Am înțeles, întrebarea vă mulțumim. Domnul Radu, când o să mai fie cineva, dă mai tare sunetul, că noi auzăm destul de greu. Acolo, da. Reglați sunetul. Întrebarea s-a referit la Servcom, da? Așa am înțeles, cu da, salarizare. Servcom, lucrați Servcom este o întreprindere municipală fondată de mai multe primării din Raionul Cimișlie, împreună cu Consiliul Raional. Și nu, astăzi nu ne referim la activitatea Servcomului, nu avem nimic cu dânșii. Știm că au niște dificultăți, e foarte complicat să aranjez în sate evacuare regulată a deșeurilor și respectiv nu-ți vin banii. Dacă nu evacuezi, n-ai tot mecanismul ăsta, cred că o să avem o temă aparte. Da, cred că o să fie invitat și noi vreau să spun că noi avem probleme foarte grele, dar suntem într-o situație mai bună decât Servcom, pentru că aici deja s-a format o tradiție și din an în an tot implementăm în conștiința oamenilor că trebuie să plătească într-un gunoi, altfel nu echip să faci ordine oraș. Oricum, domnul primar, suntem și noi minus dacă apa și canalizația ne menținem, nu suntem cu mult în surplus, dar în ce ține de evacuarea deșeurilor, plata pentru evacuarea deșeurilor, lasă cam de dorit, trebuie să lucrăm. Dați să le spun un secret la cetățeni. Practic, se coace întrebarea de a mări plata pentru evacuarea deșeurilor. Eu n-aș dori să ies cu așa inițiativă la Consiliu. Este altă soluție să micșorăm cheltuielile. Este așa o soluție să micșorăm cheltuielile pentru evacuarea deșeurilor. În această soluție ne poate ajuta numai cetățenii să-și scoată deșeurile cele care se numesc deșeuri municipale. Da, municipale, da. Restul să-și facă compost, ori să-și acumuleze deșeuri care nu le provoacă deranj, nu miroasă, nu pute de la dânsele, și să comande un mijloc de transport și să le evacueze în locurile. Este cineva la telefon, insistă, da, vă rog. Alo, bună seara. Bună seara. Îmi spune Teodora Nijberska. Eu am o întrebare, nu știu, la domnul primar sau la... În privința locuiesc pe strada Anatolie Perciun, am înțeles că aici la fiecare mahala o să fie un agent care poate face procese verbale. În primul rând mă interesează familia, agentul care o să fie, și într-a doilea rând mă interesează părerea primarului, cam cine ar putea să vină cu un ochi să vadă ce se face la râpa asta de aici, de lângă casa mea, lângă Anatolie Perciun, unii tumberonul de gunoi, să vină să vadă așa cu un ochi până nu s-au început iar apele cum au fost anul trecut. Aici e o mizerie de băligari, de... Eu n-am putere să mă cer cu toți mașinii. Așa că, nu știu, sau comisii să vină, sau tumberonul în genere să-l scoată de aici, fiindcă vine mahala tocmai dinspre cimitir și aduc aici saci cu gunoi. Părerea mea ca fiecare gospodar să aibă tumberonul lui la parte. Da, numai la casele unii sunt multe etaje, da. Da, e clar întrebarea și să facem economie de timp. Da. Este întărit după strada dumneavoastră juristul primăriei Leonid Fedorenco, care el cel puțin a întocmit toată viața procese verbale. Sper că nu va da greș. Și eu am rugat specialiștii primării să asculte și dumnealor această emisiune și a rugat și lucrătorii întreprinderii municipale să urmărească toți emisiunea și i-am rugat să fie foarte atenți și să săptămână jumate, cred că Leonid va chiar să le facă observații la cetățeni. Sunt cetățeni care nu pot adică nu pot plăti gunoiul. Acum gunoiul, apropo, a trecut plata de la noi la întreprinderea municipală. Și întreprinderea municipală va percepe această plată împreună cu plata pentru apă și da. Canalizare. Devine ceva mai ușor, mai puțin cheltuielile. Și iată, în situația asta, suntem conștienți că sunt oameni foarte săraci care nu pot plăti. Care regulă cei săraci plătesc? Dar sunt atât de săraci care nu pot. Și noi ne convingem de acest lucru.
În aceste cazuri, chiar am rugat lucrătorii intervenirii municipale să-i depistăm pe acești oameni. Că vin unii și se plâng, dar când îi verifici, el are suficient de multe mijloace. Mai este cineva la ajutăm. Alo? Eu sunt reprezentant la GSE pentru protecția consumatorilor, dreptul omului, pe raion și mislie. Iată, eu mă bucur la tot ce spune și Andronache și important Ciobanu, care a vorbit despre câinele celălalt care a fost aruncat. Și doamna asta care a spus acum cu râpa aceea, unii locuiești ea, dacă prin secret puteți să-mi dați un sunet, puteți scrieți numărul 068-56-49-51, cu toate acestea care se întâmplă, ca eu pe urmă să pot să ajung până în instanța de judecată care se ocupă cu lucrurile. Deci o zvârlit un câine, chiar și cu râpa aceea, mergem comisia și mergem până în instanța de judecată. Dar cineva care face prostiile astea special, zvârli, domn consilier, ne bucurăm care a spus dumneavoastră, dar măcar cumva de aflat cine face lucrul ăsta, că nu face un copil mic, dar unul mare și toți maturi. Vom supraveghea unul pe altul. Și ne vom părea, cum se spune, că altfel nu mai este posibil. Da, la noi în popor nu este așa, că îi faci observație și spune mărunțel din spate. Dar ca să avem un oraș curat, numai așa ar trebui de procedat. Pentru că altfel oamenii noștri nu înțeleg. Așa fac toate popoarele civilizate, unde este curat, unde este ordine. Vreau să vă asigur că și întreprinderea municipală are destul de bun, are un parteneriat foarte bun cu sectorul de poliție, cu sectoriștii. Domnul Ciobanu mi-a spus de câte ori ai întrebări, poftim, adresați-te, ceea ce îi mulțumesc, într-adevăr, au fost foarte deschis la toate întrebările pe care le avem noi. Eu aș vrea să, am vrut să completez pe domnul Cazacu. Într-adevăr, trebuie să ne supraveghem. Poate nu numai decât să ne anunțăm, dar să-l oprim, să-l apucăm de mână pe cel care a rupt scândurile de la scoarul copilăriei. O bătut cu picioarele, o rupt cât vreo 7-10 scânduri. Da. Sau taie tentul la prelată la scenă. Nu, ce înseamnă asta? Nu-i vede nimeni și fac ei pe acolo. Și sunt foarte multe lucruri sunt urâte. Sunt camere de filmat care, și cred că o să-i depistăm. O să-i depistăm, am dat peste niște copii. Părinții. Da, ne-am adresat la școală, am vorbit cu elevii prin clasă, dar vă spun că trebuie să fim toți atenți și să ne doară sufletul pentru localitate. Da. Nu e posibil să repar după fiecare. Eu aș vrea, folosindu-ne de ocazie, să rog regie să pună pe post așa un filmuleț cu fotografii din activitatea întreprinderii servicii publice, să vedeți în ce condiții și cum lucrează acești oameni, pe ploaie, pe glod, și trebuie să ne stimăm și munca dumnealor. Rog regie să eu cred că ar trebui să faci un film, adică să căutați cadre din trecut, cum au fost întreprinderi și să vedem cum evoluează. Asta o facem tot timpul. Da. Cred că o să fie. Da. Vă rog regie, puneți pe post.
Stimați telespectatori și radioascultători, am revenit în platou, continuăm emisiunea, am privit câteva cadre din condițiile de lucru ale servicii publice, într-adevăr, pe ploaie, pe vânt, pe glod, pe ger, ei lucrează și pentru aceasta le spunem mulțumesc. Eu vreau să vorbesc puțin și despre Paștele Blajinilor, cimitirul, care va fi gazda acestei zile. Întregului oraș. Întregului oraș. Și cum va fi cimitirul, cum va arăta, cum va fi pregătit, așa va fi și fața noastră a primăriei, a consilierilor, a specialiștilor. Domnul Andronac, ce se prevede acest an? Deci, fiecare cetățean al orașului, cel puțin, este implicat în problema curățării mormântului. Eu ce aș avea o mare rugăminte, ca dumneavoastră, stimați cetățeni, scoateți tot gunoiul pe care îl aveți, să-l scoateți în afara cimitirului. Nu încercați să-l ascundeți sub boscheții care sunt acolo, sub diferiți copaci, tufari, pentru că este foarte greu pentru noi. Scoateți-l, lăsați-l în afara gardului, unde vă convine, că e cu mult mai ușor pentru noi să-l strângem decât să îmblăm printre morminte, n-avem instrumente și pierdem foarte mult timp. De aceea vă rog foarte mult, orice gunoi care l-aveți, l-ați scos în afara gardului la cimitir ca să ne fie nouă mai comod. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că anul ăsta o să fie cu mult mai ușor și pentru noi și plăcut pentru dumneavoastră ca să... Alo. Mulțumim, este cineva la telefon? Domnul Ciobanu vrea să adaugi. Alo. Bună ziua, mă numesc Ion Alexandreanu. Cred că cineva mă cunoaște din cei prezenți. Am așa două întrebări. Disolubrizare și vorbit voi aici. Sunt cadre tineri multi de care aveți voi nevoie, stau fără lucru și de ce noi îi angajați în câmpul de lucru, câmpul de muncă, prima întrebare. Și a doua întrebare, văd că sunt multe persoane cam în etate, în conducere și de ce sunt deja bătrâni? Poate mai trebuie și cadre mai tineri. Vă mulțumesc! Sigur că se referă la primar. Da, ei, nu, vă spun sincer că sunt destul de tânăr, nicătând la ani, și calitatea fizică, dar și cred că mi-am păstrat tot ce e specific tineretului. Iar în privința lui domnul Cazacu, care suntem cam de-o seamă, eu încă n-am avut așa angajat în acest domeniu care să muncească atât de mult și așa de bine organizat. La prima întrebare. Las să refere și dumnealui și dumnealui, deși n-aveți tineri în echipă. Nu, domnul Ion, vă rog mult, dacă dumneavoastră... Dacă dumneavoastră... Nu aveți cadre tineri la servicii publice? Nu. Puteți trece revistă? Da, noi, iată acum de curând, de când am venit, eu am angajat, cred că vreo 4 tineri. Păreri de rău, 1-2 s-au eliberat, după asta iar alții 2, deci în total am 6 tineri angajați, chiar tineri, până la 40 de ani. Noi mai avem nevoie de tineri și de aceea v-aș invita să veniți la cu convorbire cu mine, să vedem capacitățile pe care le aveți dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, dar cei tineri care vor să lucreze și să venim să vedem care sunt posibilitățile de angajare la întreprindere. Am plasat și la Agenția Ocupării Forței de Muncă, căutăm tineri. Dar, cum a spus domnul primar, sunt într-adevăr acei oameni care lucrează aici, au o experiență destul de bună în spate, care eu le mulțumesc pentru că, într-adevăr, dacă ar fi doar tineri, nu cred că s-ar descurca. Pentru că cei mai în vârstă au și un psihic mai tare, au și niște capacități de organizare a lucrurilor și tot așa mai departe. Dar și dumneavoastră, noi trebuie să preluăm acea experiență de la cei în vârstă, că eu tot timpul le spun, chiar și tractoristul sau... Pe cine o să lăsați în urma voastră? Cui o să-i dați? Și de unde mai e un tractorist acum? Da. Nu, prea sunt. Nu sunt, înțelegeți? Veniți și o să vedem. O să da, găsim. Trebuie să ajungă șeful ăsta de pensie, că nu poți să-l eliberezi pe cetățean, da. Să-i încadrează unul tânăr. Da. Mai este un criteriu. Este un criteriu, vârsta medie într-un colectiv.
Și vreau să spun că n-am studiat astăzi, nu am calculat, dar am calculat vreo câțiva ani în urmă, aveam 29 de ani vârsta medie în primărie. Aici, la primărie, da? Da. Dar eu cred că criteriul principal, mâța trebuie să prindă șoareci. Dar e albă sau e da, neagră? Poate și domnul Pavel ne spune. Da, vă rog, domnul Pavel, poate chiar în adresa dumneavoastră. Bine, bine, eu din partea mea și spun. Eu, noi avem 5 tineri și o femeie avem, e o leacă mai în vârstă. Și tineri rugăm să vii, noi rugăm să vii, dar nu previn, că lor le este rușine, mai bine șadă într-un bar sau șadă, eu știu, undeva. Și noi îi angajăm cu mare, ia că am angajat unul, a lucrat o zi, gata, a venit bat. Am angajat o femeie, a doua zi iară, vine bat. Și care vine, ia că a angajat unul, chiar prima zi vine bat, nu mai zici că așa. Și cum să-i... Lasă vii, poftim, lasă să vii. Da. Cam cât câștigă, domnul? Îi câștigă 2600. 2600. Eu cred că e normal că noi lucrăm activăm așa, la ora 6 dimineața până la ora 2. Dacă e șomer, primește o sumă da. De la primărie și o sumă de la agenția de pasare. Este de total... Este un interes. Dacă este vârstă mai tânără și nu este șomer, atunci practicăm un contract de muncă prin care stabilim asta. La întreprindere este cu mult mai bun salariu, deci salariul minim... Salariul minim e 2380, deja se mulțește coeficienții care sunt stabiliți în statele de personal. Adică și eu am, cum am mai spus, acele persoane care o să lucreze cel mai bine, cu cea mai mare plăcere, o să fac panou de onoare și o să le dau premii pentru ca să îi motivez și pe ceilalți. Da, și acum să vorbim puțin despre situația privind acveductul și canalizarea, fiindcă de multe ori depinde și salubrizarea, curățenia în oraș de aceste două domenii. Deci, cât e de normal sau cât de problematice sunt, domnule? Situația cu acveductul și canalizarea, cum am mai spus-o și mai înainte, tot sunt probleme. Datorită sistemului de acveduct destul de avansat, vechi, cu uzură avansată. Sunt foarte multe rupturi. Am o rugăminte la cetățeni, stimați cetățeni ai orașului Cimișlea, vă rog frumos, dacă vedeți o scurgere, dacă vedeți că o apărut de undeva apa, este telefonul întreprinderii municipale 238-66. Sunați, vă rog, și spuneți, pentru că, de fapt, apa este acea sursă și primordială pentru noi toată omenirea. Fără apă nu putem trăi. Și vedeți când se oprește apa, când se fac lucrări, toată lumea este disperată. Inclusiv și eu, pentru că îmi dau seama, mai ales dacă trăiești la blocul locativ, gata, nu mai poți nici la WC să mergi, nici să faci un duș, nici apă să bei, nimic. Viața devine mai tristă. Foarte tristă, da. Și iarăși este o problemă, noi avem foarte mulți datornici care nu achită apa. Eu nu înțeleg de ce nu se achită apa, pentru că, de fapt, noi cheltuim 300-400 de lei, tot cu canalizare, de exemplu, mediu, pentru serviciul ăsta de acveduct și canalizare, și nu le achităm. Găsim diferite pricini. Cei ce ține de Union Fenosa, energie electrică sau gaz, noi imediat achităm să nu vii să ne tai, să nu vii să ne deconecteze, să ne pui amendă și tot așa. Dar am impresia că apa parcă ar veni, de la mulți am auzit, vine apa din cer. Nu îi faci nimic. Încercat prin servicii de colector să strângeți datorii? Nu, noi, eu mulțumesc cu fiecare... Singur, da, noi îi strângem singur. Deci atunci îi plătești. Destul de efectiv. Cheltuie, nu, dar pierzi foarte multe mari sume. Da, se pierde sume. Dar noi acum, cei ce ține cu agenții economici, inspectoratul fiscal a încercat, a avut tentative și, de fapt, una i s-a reușit să ne spună deja... sechestru pe conturile noastre, vă dați seama că dacă spun sechestru, noi nu putem extrage niciun un ban din conturile noastre și nu putem achita lumina. Dacă nu achităm lumina, înseamnă că nu se lucrează stațiile de pompare. Stațiile de pompare a apei, nu se lucrează stațiile de canalizare. Deci nimic nu se poate de făcut. Și ei, cei de la Comrat, mi-au spus așa că în cazul în care ai datornici pe apeduct, canalizare, deșeuri, oricare datorii la agenții economici, să le dau lor lista că ei să-și scoată acea datorie din fiecare agent economic
Cu părere de rău, nu cred că ar trebui să ajungem la asta, pentru că vă dați seama, e o situație neplăcută. E cel mai bine ce ai consumat, aceea și achită. Și atât. Sunt de, noi am calculat acum, sunt 64% de pierderi. Nu știu unde, că scurgeri sunt, eu le-aș spune că 10-15... Poate fi scurgeri latente, latente, care nu le poate depista. Da, da, dar vă asigur că sunt și foarte multe furturi de apă, da, care noi odată cu începerea primăverii o să facem raiduri, o să facem, o să luăm un sector separat și o să depistăm acelea. Și eu vă rog frumos, nu mi-e plăcut mie și nu am de gând să mă cert cu nimeni, nu vreau să fiu dușmanul nimănui. Doar să achite conștiincios ceea ce consumă și să nu facă consum fraudulos de apeduct. Cel puțin am putea noi pe sectoare să vedem, să spunem, un contor, să vedeți rece. Asta este, în primul rând, să întreprinde lucrul ăsta. Noi acum studiem și posibilitatea instalării contoarelor care pot fi citite la distanță. Sunt niște... Deci, da, cel puțin acum am vorbit cu careva companii ca să... Domnul primar mi-a spus că au avut careva legături, urmează eu să mă întâlnesc cu ei, să instalăm acele contoare la apartamente care... Și la casă de locuit. Da, să vedem care este procedura. Până cât 15 km. Da, 15 km. Eu am vorbit cu reprezentantul acela și să instalăm contoare electronice care poți să pui și să faci ce vrei, că nu să... Deci noi de la distanță le controlăm. Eu am vrut să atrag atenție la un lucru. Noi am pornit să facem canalizația în oraș și n-am finalizat-o. Au rămas 3 milioane de investit, dar s-a oprit toată finanțarea de la Fondul Ecologic. Și lucrul ăsta provoacă mult deranj pentru mulți cetățeni, că s-au lăsat pământul, aia nu mai au bani să poată continua lucrările. Și vreau să-i rog să mai aibă puțină răbdare, acum încercăm să identificăm alte surse de finanțare ca să continuăm, că trebuie finalizat. O să încercăm chiar azi, lucrătorii noștri au mai astupat niște gropi pe strada Traian. Vreau să spun că avem documentație tehnică pentru reconstrucția rețelor de canalizare și apeduct, cred că de vreo 50 de milioane de lei. Dar statul nu are bani, cu banii noștri e foarte dificil să faci asemenea lucrări și suntem în situația când încercăm foarte multe proiecte, asta ne ieșe timp, stăm cu documente, dar poate vom avea succes în aceasta. Da. Dacă să revenim, Ion, am vrut la problema cimitirului, deci știu că ați examinat în, sau cel puțin în stadiu de proiect, un regulament cu privire la... E aprobat. Ar fi tarife la dorința cetățenilor în legătură tot cu servicii publice, că adică orice cetățean sunt care plecați peste hotare, lasă în rudeni sau încheie contract deja cu servicii publice și sunt tarife nu scumpe, ca timp de an, în fiecare lună, merge cineva, face ordine și totodată declară, declară și a făcut ordine, să achite suma respectiv cu... Regulamentul acesta dă posibilitatea întreprinderii să facă ordine și în sectoare, că acolo sunt acapărări de teren, nu se folosește și gospodărește teritoriul și ne trezăm. Eu am întâlnit așa cazuri că cetățenii au spus dacă sunt care mai în vârstă, el mai bine plătește decât să meargă pe jos sau să ducă acele instrumente să vină înapoi, e mai greu decât a face, a achita o sumă oarecare. Apropo, suntem la etapa de cam aproape, ne apropiem de finalizarea paraclisului, așa? Da. Mai avem ceva de făcut acolo, dacă cineva dorește să ne sponsorizeze, pentru că este o povară grea pentru noi. Inițiativa a fost de la biserică, de la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, dar ne vine foarte greu să finalizăm acest lucru. Practic, suportăm toate cheltuielile primărie. Și de asta mergem destul de greu. Eu aș vrea să spun careva prețuri pe care sunt pentru prestarea serviciilor acestora. Deci, pentru ca să săpăm o groapă la mormânt, este vorba de 600 de lei cu excavatorul, 300 de lei este rezervarea locului, după care în fiecare an va fi achitat câte 100 de lei pentru păstrarea acestui loc care a fost rezervat.
Și deja noi am făcut un deviz. Rezervarea nu mai mult de două locuri? Da, rezervarea nu mai mult două locuri. În cavou se poate și 3-4 locuri să fie făcute. Noi avem și câteva cavouri în cimitir. Și 120 de lei este îngrijirea anuală, pentru asta iese 12 lei pe lună, ca să îngrijim din mormânt. Și noi iarăși o să plasăm aceste prețuri pe pagina de Facebook ca să fac cunoștință cât mai mult cetățeni și să prestăm aceste servicii. O să trimitem fotografii, cetățeanul o să-mi spui, iată mormântul XYZ, noi l-am fotografiat, i-am arătat cât e de curat, să încheie un contract, să transmite prin Facebook, să semnează, noi îl semnăm, să transferă banii și procedăm la efectuarea lucrărilor. Și încă, ca să nu uit, foarte mult mi-aș dori ca să cetățenii orașului Cimișlea, cei care au deșeuri electrice, electrocasnice, să nu fie aruncate la gunoi sau unde nimeresc. Am în vedere de frigidere, televizoare vechi, calculatoare, diferite alte tehnică, fiere de călcat și tot așa mai departe, cu cuptoare cu microunde. Deci eu cu colegii mei de la întreprindere o să le strângem pe toate, pentru că ele fac ca volum la deșeuri sau alți cetățeni le țin acolo și n-au și le mută tot dintr-un loc în altul, că tot le încurcă, n-au unde să le arunce. Ori aveți posibilitatea două căi, eu astăzi stăteam și mă gândeam, două căi sunt. Ori le aduceți direct la noi la baza de producere care se află pe Nicolae Iorga 108, unde este și depozitul de gunoi. Ori când vine tractorul, de exemplu, aveți un televizor mic și vine să evacuezi gunoiul. Ați aruncat televizorul, de exemplu, în tractor și deja noi îl depozităm. O să facem un depozit separat. Avem foarte multe depozite ca să stocăm aceste deșeuri. Eu aș vrea să abordez o întrebare care să nu o scăpăm de vedere până la sfârșit, că e foarte importantă. Primăria a alocat anul curent 1.500.000 de lei pentru recultivarea gunoiului. Iată, gunoiului care este în marginea Cimișlei, în sfârșit vom scăpa de dânsa. Am petrecut concursul, au participat mai mulți ofertanți, sunt ofertanți foarte buni, chiar avem și sub 1.000.000 un ofertant care ne propune. Le-am arătat locul unde vor lua materialul pentru... Am găsit o soluție ca să concomitem să facem și cavou și ala sau covata aceea unde o să depozităm în continuare gunoiul, dar avem o îngrijorare, anume cetățenii. Pentru că cum începem lucrul, o să plasăm dumneavoastră, să plasați un placat ceva acolo, sau câteva placate, cum începem lucrul, o să trebuia să supraveghem cu strictețe, fotografiem, amendăm, pedepsim, să nu mai arunce nimeni și un fir de gunoi la această gunoiște. Altfel se transformă din nou în gunoiște. Lucrările de recultivare sunt destul de complicate, este o tehnologie, este un proiect care trebuie să-l respectăm și nu ar fi cazul să încurcăm acești oameni care trebuie să ne predă, să ne dea în exploatare lucrarea așa cum se cuvine. Eu fac un apel către toți cetățenii. Cum începem lucrările de recultivare a poligonului? Vă rog foarte mult, ați terminat cu ducerea gunoiului acolo. Vedem, locul unde va fi depozitat gunoiul în continuare va fi stația de epurare. Acolo este un loc temporar până când facem această covată. Da, sunt niște gropi. O să vadă, da. Nu, până când acolo nu duci tot nimeni. Din tăi duc în gropile astea care sunt pentru acumularea nămolului. O să fie una din trânsele, o să fie pentru acest lucru destinat. Avem, de fapt, un lucru foarte important pentru oraș și cred că trebuie să fim solidari, să ne susținem unul pe altul, să nu facem, să nu facem 10 mișcări pe un loc. Adică să recultivăm și pe urmă să cărăm iar gunoiul de acolo, să ne încurcăm cu gunoiul acesta. Ca să completez, domn primar, deci noi avem paznicii de la baza noastră de pe Nicolae Iorga. Avem încheiat contract cu cei de la Bercut, avem buton în cazul și avem și un persoană de zi care stă doar la gunoiște, acum și urmărește, care are aparat de fotografiat, are butonul de la Bercut. În cazul în care cineva să sare la bătaie sau asta, s-a apăsat butonul și vine în 2-3 minute, vine Bercutul și o să clarifice situația. De aceea, noi, după cum ați văzut, v-am prezentat câteva fotografii. Noi continuăm, avem un aparat destul de bun care filmează atât numărul, atât cât și fața acelei persoane.
Am vorbit cu polițiștii de sector, ei mi-au spus că adăm fotografiile, încheiem procese verbale și hotărâm întrebarea. Vreau să întreb, când ați spus dumneavoastră că se va aducă resturile astea, deșeurile electronice, acumulatoarele, vă întreb, de unde în rece un microbus străga? Acumulatoare, televizoare, strâng acumulatoare, televizoare. Păi fără autorizație. Eu am auzit, și poate au auzit și alții, am auzit că alții strâng pieturile astea care de plastic, ele strânse grămadă, se duc de acolo și le iau și le duc... Le fură. Le fură. Da, le fură plasticul. Se duc. Deci, într-un fel, e licențiat lucrul ăsta. Dați eu să spun. Da, vă rog. Înseamnă că acestea sunt niște servicii care se acordă, comunale, care se acordă populație și ele toate sunt gestionate, adică controlate de către Consiliul Orășenesc. Ele pot fi prestate în mod direct de către primărie sau indirect prin întreprinderi care primesc dreptul de a presta aceste servicii. Nici ca cum altcineva, până când cu aceste drepturi în oraș este abilitat numai întreprindere municipală. Am avut discuții privind posibilitatea colectării elementelor încărcătoarelor pentru diferite echipamente, dar n-au dus la nimic, așa că grăbiți-vă că poate să întâmple să vină un antreprenor care va propune o soluție bună și atunci... Un busic și cu... Da, dar fac un lucru... Da, poate este... Cu inițiativă ceva. Bine pentru cetățeni, dar... Din acest lucru ar să putea să mai facă un ban și întreprindere municipală. Dar nu care... facem bani. La noi eu mă gândesc la volumul acestor deșeuri. Nu, dar nu, acumulatoare se poate de făcut bani. Nu. Păi, eu am mai vorbit cu cei de la Chișinău, de la Moldrec. Este o companie Moldrec și cel la care noi colectăm plasticul, care ne ia plasticul de la noi și mi-au zis că dacă voi strângeți toate deșeurile electrice și electrocasnice, noi veniți să le luăm. Apropo, stimați cetățeni, ca să nu uit, vă rog mult, separați deșeurile municipale, să le spunem așa, este vorba de... Menajere. Nu, sunt municipale conform legii noi. Altă denumire. Da, deci este vorba de plasticul. Dacă eu mă bucur foarte mult că în luna februarie noi am colectat tot, am golit toate lăzile pentru plastic, am făcut careva surse financiare pe care eu mă... când îmi transferă bani, pentru că încă nu mi-a transferat acea întreprindere, o să dotez cu îmbrăcăminte, hamalii, lăcătușii, care lucrează nemijlocit, pentru că ei vin la lucru în hainele lor, n-au papuși sărmani, n-au nimic, n-au haine. Deși eu trebuie să-mi murdăresc haina mea, dacă eu sunt obligat să le cumpăr lor haine de la întreprindere. Dar această economie care am vândut noi, am făcut, cred că vreo 2-3 toane de plastic, și acum o să procur asta. Iar pentru și mai ca să fiți mult mai aproape de noi, ar fi bine când aruncați plasticul în lada de plastic, măcar să o boțâți un pic, pentru că atunci încape mult mai mult plastic. Și fără capac. Și atunci încap mult mai mult plastic, încape și noi iarăși nu avem atâtea cheltuieli pentru a evacua deșeurile. Eu vreau să-l completez pe domn director că el nu numai trebuie să dea îmbrăcăminte speciale hamalilor, șoferilor, tuturor care sunt implicați în activități, dar trebuie să le asigure să restabilească instalațiile sanitare, duș, asta vestiare. Facem, nu, vreți să faceți. Facem, la primăvară. Nu, la primăvară, când se pornesc lucrările, da. La condiții. Adică condiții de că n-am iarna să fac, da. Acolo este. Pentru asta iarăși trebuie să niște bani. Vreau să întreb dacă vă pregătiți de perioada când, poate mai puțin dumneavoastră, aici mai mult magazinele, de la 1 ianuarie 2019, să nu știu, pungile de plastic nu vor mai fi în magazine și va fi interzis. Nu știu, va fi așa sau nu, dar ele fac mult bătaie de cap, la capul cimișliei și deci, într-un fel, da, poate oamenii vor să aibă tomberoane și acolo să pună, nu în plastic, în saci de plastic, până la urmă... Nu, sacoșele se poate depus acolo unde sunt peturile, unde sunt șipurile de plastic. Sacoșul se pui? Da. Spate de pus. Și curată, da. Pungile de plastic. Nu, pungi curate de plastic. Adică până ai cumpărat niște medicamente, a rămas punga și să nu dai la gunoi, o arunci și pelicula aceea. Da, se poate, pentru că noi, cei ce am vorbit cu firma de la Chișinău, mi-au spus că el separat, dar
Chiar și când o să disertăm acolo, oricum noi vrem să colectăm... Eu propun să trecem încă la o temă, câinii vagabonzi, că tot se începe primăvara, îi deranjează lumea. Dumneavoastră ați spus, domn primar, nu ai vrut să o ridici, mă, dar dacă ați spus-o... Iată, tot discutăm cu domnul director cum să ne lămurim cu dânșii, pentru că avem foarte multe adresări de la cetățeni și, băi, iarăși, fără cetățeni, fără ajutorul lor, nu vom reuși. În primul rând, să nu dați câinii în stradă, să nu-i lăsați fără supraveghere. Foarte mulți gospodari, am vorbit deja că mulți dintre cei care pleacă la lucruri psihotare, ce să fac cu câinii? De drumul. Ori îl aduce la cimișlie, de pe din sat. Îl aduce la cimișlie, aici în cimișlie ați găsați cu ce să hrănească. Și de drum, ori la gunoiște, ori pe oraș. Ne faceți foarte mari probleme. Câinii ăștia deranjează copiii, deranjează oamenii care merg dimineața la lucru sau seara mai târziu, ziua mai puțin. Și tot, și ziua, cred că e. Noi nu vrem să facem multă filosofie ce facem cu dânșii, dar să știți că noi permanent le regulăm numărul. Permanent. Dar de acum nu mai avem cu ce să le regulăm numărul și discutam cu domnul director că cred că o să încercăm, poate să-i prindem cu o plasă. Cu arcanul. Este așa practic, am văzut-o. Dar asta este o metodă paliativă, o măsură paliativă. Principala măsură este să nu aruncați câinii în stradă, să-i faceți vagabonzi. Vom ajunge poate cândva la practica unor state europene, pe cum Anglia... Să avem România. Hotel pentru câini? Nu, asta e mai ceva. Noi n-avem pentru bătrâni așa aziluri, dar pentru câini mai puțin. Dar acolo am văzut că este, se numește inspecția asta pentru câini vagabonzi și numai pentru câini vagabonzi. Și deci, excrementele, dacă câinii a ieșit în parc și a făcut excremente, proprietarul îl ia frumușel cu o peliculă și îl duc. Că dacă nu îl ia, vine echipa asta, au mască, iau și duc la analiză de încaș, pe analiza aceea găsește stăpânul și îi pune o amendă, că mă din că ești de câine. Eu pot să spun la cetățeni ce o să facem noi, eu sau alt primar care va fi. Eu cred că va veni timpul, vom calcula cât costă un chip și fiecare câine care va fi lăsat în gospodărie o să aibă chip. Al doilea, eu am văzut pe orașele europene, în locurile unde oamenii primblă câine, este o lădiță cu pachetele astea pentru fecalele câinilor și fiecare, dacă nu și-a luat cu dânsul, a luat de acolo un pachetel și l-a folosit pentru a face urne după zi. Nu mai vorbesc despre faptul că acolo se spală străzele, drumurile, acoperământul drumului. Dar mai avem până acolo, acum problema stă să nu dăm drum, să nu le pădăm câine, să nu îi facem vagabonzi. Ei sunt încă foarte mulți, mai ales mișun în zona de blocuri locative. Unii cetățeni chiar hrănesc și eu unde trăiesc, erau odată la un moment dat 14 câini. Deci era un pericol atât pentru mine și cât pentru copiii mei și cât pentru tot restul cetățenilor care locuiesc acolo în zona de blocuri. Și asta este într-adevăr o problemă foarte gravă și eu cred că trebuie cât mai urgent să ne gândim exact, poate facem doar un gard cu acoperiș ca să-i putem plasa. Asta ce putem noi, dar noi avem și aici un articol în lege, avem regulamentul privind câinii, întreținerea câinilor și avem posibilitatea să-i amendăm și pe cei stăpâni pe care eu am depistat ori cineva ne va semna la ce a făcut el cu câinile lui la dată în drum. Mai sunt chiar câinii de astea de rasă, buldog și așa, care îi plimbă. Sunt regulile, sunt aprobate de Consiliu și vom... Păi cum? Se mai spare, prezentă pericol. Stimați telespectatori, noi, ora noastră locală s-a transformat într-o oră jumătate, dar e în folosul nostru și a dumneavoastră. Cred că trebuie să ne dați posibilitatea la sfârșit să mai spunem ceva, nu? De asta și vreau să spun că să rezerv câteva 2-3 minute pentru fiecare și să vă spuneți dumneavoastră ceea ce sucotiți la această temă, salubrizare și amenajare orașului Cimișlia, în acest bilunar, cum a spus domnul primar, ce avem de făcut. Și fiecare are un cuvânt de încheiere. Să începem, deci, de la domnul Cazac. Domnul Cazac, vă rog. Da, stimați cetățeni, din partea noastră, noi suntem cu centrul orașului și pe străzi, vă rugăm tare, ajutați-ne și nu puneți pe stradă sau chiar și în urnele astea mici care sunt pentru apuliu, hârtiri, bomboane, ceva, dar aduc și pun pachetele întregi și bate urna așa și noi în fiecare zi, practic, scoatem, chiar și aici la casa asta care
lângă poștă, dimineața la ora 6, vine o femeie cu așa o pungă de mare și eu spun, ce pui punga asta, de ce? Apoi ea prins la sabaca. Dar ce, aici e și cânării, hrănim câinii, e pentru câini, restaurant și... Și aia s-a adus, nu mi-a întrebat eu, familia nu mai... Câinii ia și târâie tot asta. Le bagă în urne, prima câinii încep a scoate de acolo. Știu că e mâncare și îi scoate, prăște. Tot împreună noi vom face oraș curat, dar așa cu 6 oameni noi mențăm cât de cât, cât putem, dar nu noi dovedim noi chiar tot să facem. Atâta, mulțumim de. Vă mulțumesc, domnul Șoban. Deci eu vă îndemn pe toți dumneavoastră cetățeni ca să avem un oraș curat. Tot ține de noi, de singuri cetățenii, ca să fie curat. Trebuie același gunoi menajer să-l reciclăm plastic la plastic, sticla la sticlă și toate resturile să fie separate, puse în containere, că nu depinde tot de mulți arată cu deși la servicii publice, majoritatea, că primarul, că primarul, tot ține de noi de singuri însuși. Asta eu vă îndemn ca să fie un oraș curat, asta este ceea ce ține de singuri noi. Mulțumesc. Sergiu Andronati. Eu, în primul rând, aș mulțumi pentru domnului primar, dumneavoastră, pentru invitație, pentru că am avut ocazia să și sper cât mai multă lume o auzit. Sper mai des să ne întâlnim, domnul. Și sper să ne mai întâlnim. O să fie întâlniri plătite și de dânsii. Da, de bine, de-am să veniți să ne spuneți un proiect. Da. Deci, situația, eu vreau să vă asigur, stimați cetățeni, că eu sunt în slujba dumneavoastră. Doar că trebuie să fiți și dumneavoastră destul de conștienți atunci când aruncați gunoiul, când nu achitați factura, când un lucru foarte important, pe factura, este un paradox de fapt. Mă uit, eu cunosc oameni care în factură scrie la evacuarea deșeurilor, sunt înscriși un om, ei locuiesc 4. Sau este scris un om, un cetățean, o persoană. Dar e doi locuiesc și acel cetățean vine și îmi spune: eu am plătit luna ianuarie pentru, ia că mi-a venit datorie cu... Și eu știu cât trăiesc doi oameni în casa asta, știți? Deci de aceea vreau să vă spun, haideți să începem o nouă schimbare sau să facem o schimbare pentru a îmbunătăți acest oraș, pentru că doar de noi depinde. Toată situația curățenii și aici ținii de aprovizionare cu apă, doar de noi. Eu vă mulțumesc și sper că o să ne mai întâlnim. Nu uitați să accesați pagina de Facebook a Întreprinderii Municipale. O găsiți pe Facebook e.m. Servicii Publici Cimșlea. Sticla, dacă se colectează, cum poate să o... sticlele? Sticla anume, până când nu colectăm, dar trebuie să aranjăm. Eu am vorbit deja cu acele... O să facem. Da. Noi avem foarte mult de lucru. Aș vrea așa, poate puțin în glumă, să completez cu ceva ceea ce a spus domnul Andornache. Poate să întâmple să le punem nu un cetățean sau doi, dar să numărăm și câte vași au, câte oi, câți iepuri, că unii încarcă tot containerul și ala cu bălegarul de la iepuri. Asta a fost mai în glumă, așa, mai serios. Ce vreau să spun? Sunt obligațiuni a cetățenilor care sunt stipulate în regulile de gospodărire a orașului și sunt obligațiuni a noastră, a administrației publice locale și a instituțiilor care subordonează nouă. Eu cred că una din obligațiile mele este să urmăresc procesele economice ca să nu se ducă la bancrotizare întreprinderea municipală, să poată încet cu încet să iasă din datoriile în care a intrat. Am avut niște reforme foarte grele, le-am comasat toate întreprinderile municipale, pe urmă am avut judecăți cu concesionarii, am avut și niște pierdere în rezultatul acestor judecăți, pe urmă pierdere în procesul de predare-primire, dar sper că sunt în urmă aceste lucruri și încet, încet vom reuși să scoatem din starea dificilă economic întreprinderea municipală și vom reuși să fortificăm acest grup care îl conduce domnul Cazacu Pavel. Cum? În primul rând avem elaborat un plan de măsuri pe care îl chem pe domnul Andronache să privească în trânsul mai atent, poate chiar în fiecare săptămână. El este elaborat și consider că este actual și acum. Al doilea, vom căuta alte căi, surse, proiecte, granturi pentru
înlocuirea rețelelor uzate, că sunt foarte vechi și uzate, o parte din rețele sunt din azbest, avem rețele care sunt în soluri agresive și au degenerat total, deja curg pe unde vrei, oamenii s-au deprins că au iaz lângă grădina lui și de acum protestează, nu vrea să-l lichidăm, că el trebuie să-și pască gâștele acolo să le dea posibilitate să scalde. Așa că avem de lucru foarte mult cu rețelele, avem de procurat tehnică, am o speranță legată de orașele înrudite cu noi. Noi vom face tot posibil, iată acum, amintesc încă o dată cetățenilor, cumpărăm, deja am făcut procedura, vineri expiră perioada de așteptare, trebuie să dăm posibilitate dacă sunt contestări și cumpărăm un tractor cu 30 de cai putere, după asta cumpărăm o remorcă la grupul care nu o să mai emble, cred că, cu dranduletul acela cu motoblocul, dar poate și motoblocul să-l folosiți. La fel va proceda și întreprinderea municipală, cred că va procura un tractor cu 90 de cai putere sau poate mai mic puțin, dar un tractor care se poate trage după sine și tocatorul de lemn pentru secția de producere brecheților și remorcile astea, mă gândesc că poate vom agăța două remorci după un tractor ca să nu faci atâtea reisuri. Nu, ne gândim, căutăm diferite soluții, dar sper și localitățile înrudite că ne vor ajuta. Anul acesta, anul practic, la sfârșitul anului trecut, am primit 20.000 de ron de la Primăria Câmpina. A fost o testare cum pot fi transferați niște bani de acolo la noi. Acum Consiliul Orășănesc Vâlinii de Munte va adopta și ei o decizie de repartizare a fondului disponibil și sperăm că o să ne aloce o sumă pentru terenurile sportive. Am avut o vizită la Sighișoara, la Cluj, la Slobozia, am vorbit cu primarii, viceprimarii, cine erau pe loc la moment și am discutat în plan că da, noi dorim să colaborăm în domeniul cultural, dar am dorit să avem și niște rezultate materiale și cu Clujul chiar am discutat despre ceea că poate ne ajută să procurăm un grader, poate ne ajută să avem un turn al nostru propriu, să putem curăța copacii așa cum scade, schimba becurile la timp pe aceste și chiar executa lucrările de instalare a iluminării stradale pe străzile orașului Cimișlie. Sper că aceste localități, în primul rând, deja am pornit procesul de înrudire și cu acestea. Cineva poate spune că sunt mulți. Dacă sunt mulți și dacă toți ne vor ajuta, atunci o să fie... Trebuie să avem și niște calcule pragmatice ce poate fi. Și sper că odată cu centenarul Unirii, poate chiar și acest element pragmatic din colaborarea noastră ar putea ceva să contribuie la dezvoltarea noastră, dar să convingă cetățenii că trebuie să facem ceva foarte important de a ieși din dificultățile în care ne aflăm astăzi. Eu sper că anul curent noi vom întâlni sărbătorile de Paști, cu toate că este mai puțin timp, dar într-o situație mai frumoasă a orașului, mai curat, și am speranță că anul acesta, în afară de dotările tehnice despre care vorbeam, vom reuși în sfârșit să creștem florile noastre, pentru că avem anii trecut situații, primul an când am plantat flori, jumătate ne le-au furat în trei nopți. Și încet, încet, tot mai puțin ne fură. Dar deja noi evoluăm și cred că este momentul deja ca florile să fie plantate. Au trecut un sezon, unele flori sunt pentru sezonul acela, toamna se poate altele, vara. În scuar, o să lărgim. Și cred că cetățenii au observat că noi lărgim suprafața gazoanelor unde plantăm flori. Anul curent vom avea lucrări în scoarul copilăriei, trei terenuri sportive, sper măcar unul dacă poate reușim să-l facem și vom continua salubrizarea orașului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că vom fi solidari în aranjarea unui model frumos de gospodărire a orașului Cimișlie. Dacă în finele emisiunii se poate, stimați cetățeni, veniți cu propunerile dumneavoastră, cu sugestiile care le aveți, poate noi ceva am umis asta. Da, dar vă așteptăm cu toate sugestiile care parvin de la dumneavoastră, vor fi luate în vedere și se vor efectua oarecare măsuri mai lucrări mai bine și mai efective. Eu cred că, într-adevăr, o consilier are dreptate, câteodată trebuie să-i convinge și pe consilier și pe primar. Poate noi nu înțelegem unii lucruri, poate nu observăm, că nu poți să cuprinzi cu privire absolut tot. Este o regulă, cel care îl doare trebuie să strige, să facă alarmă.
Da, așteptăm sugestii, din timp îmi cer scuze dacă nu reacționăm destul de prompt, că nu întotdeauna avem bază materială, dar vom reacționa. Această oră locală a fost o posibilitate da. Pentru... Și domnul Îndrunache, poftim. Da, eu vreau să spun că să nu uitați, vă rog, sunați la 238-66 și spuneți-mi, după ce faceți o adunare cu vecinii dumneavoastră pe stradă, pe care stradă să nu intre cu tractorul? Pentru că nu mai înțeleg unde se duce, la care stradă trebuie, la care nu trebuie. Și sunați la 238 și spuneți, de exemplu, strada Anatol Perciun, să nu vii când este noroi. Sau ați sunat, da, poate da, să vii. Dar trebuie sfătul între dânsi. Da, între ei. Sfătul peste 5 minute, altul da, care... Da, altul că vină, altul nu vină. Deci să aveți o decizie comună ca să știu exact ce să fac. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu vreau să spun că această oră locală a fost destul de productivă. Circa 10 cetățeni au adresat în direct întrebări. Mai este cineva, cum spune, la spartul târgului? Dacă este o întrebare foarte importantă, vă rog, da. Da, da, vă rog. Vorbiți. Alo, bună seara. Bună seara. Eu nu de mult am revenit acasă și privesc discuția care dumneavoastră o conduceți, domnul primar, cu toți care sunt în studioul și vreau să rog ca când a fi glot pe creangă nici să nu intre tractorul, pentru că e dezastru și s-a făcut după ce a intrat și a strâns gunoiul. Și strada? Strada creangă. Creangă. Da, am înțeles. Acimișlie. Noi astăzi n-am putut cuprinde toate întrebările care sunt, îi deranjează pe cetățeni, dar bine. Aș fi un regulament, să cere un regulament. Eu odată ce a mai fost o întrebare, vreau să expun cetățenilor speranța mea că domnul Sergiu Andronache are suficiente calități și va reuși să scoată din situația grea în care se află întreprinderea municipală, să o scoată. Are o experiență de militar, are pregătire militară. La adresul toată experiența. Este energic. Dar să înțelege că are nevoie de sprijinul cetățenilor, de răbdare, pentru că eu cunosc deja că au fost și conflicte când cineva îl încearcă să-l insulte, să pună pe spatele lui toate neajunsurile care au avut loc în trecut. Eu vă rog foarte mult să ne atârnăm cu înțelegere și răbdare, dar vom face tot ce depinde. Mulțumesc celor invitați în studio, ați găsit timp din timpul dumneavoastră personal, după ziua de lucru, să veniți aici. Trebuie să apreciem și acest lucru, că fiecare din noi are ocupație, dar ați venit în fața cetățenilor. Cetățenii au avut posibilitate să adreseze întrebări, doleanțe, deci asta și presupune acest dialog, această transparență și această democrație despre care noi vorbim, ca cetățenii să ia parte în luarea deciziilor și în amenajarea orașului. Și pe această notă și acest îndemn care a fost din partea primarului și a celor din platou de filmare, aș vrea și eu, Andrei Bargan, prezentatorul emisiunii, să închei cu acest îndemn. Haideți să facem orașul Cimișlia mai frumos, mai amenajat, mai curat în acest an și să dovedim că, într-adevăr, ne dorim să trăim într-o localitate demnă și de noi și de oaspeții care vin în acest oraș. Vă mulțumesc frumos, toate cele bune, rămâneți în continuare cu Media TV și Radio Media Cimișlia. Mulțumim! Mulțumim!